În adevăr, când întristare este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pocăința de care nu te pocăiești. Pocăința de care nu te pocăiești. Versetul acesta și poate fi afișat, versetul subliniez cu roșu titlul mesajului meu vedeți, o pocăință de care cineva nu se căiește niciodată. Nu e un joc de cuvinte, e efectiv ceva care, chiar dacă Pavel nu vorbește în contextul botezului, poate fi aplicată și în domeniul botezului. O pocăință de care cineva nu se căiește niciodată. Pocăința de care nu te pocăiești. Botezul este un pas asupra căruia nu mai revii niciodată să te răzgândești. Omul este o ființă care gândește, e o ființă gânditoare. Observă lucrurile, analizează, procesează, elaborează, la urmă trage concluzii. În baza unor date pe care le are. Vi s-a întâmplat vreodată să vă răzgândiți? Vi s-a întâmplat vreodată să vă schimbați părerea? Astăzi, având la cunoștință, având niște date, tragi niște concluzii. Mâine, datele se schimbă și omul se răzgândește. Poi mâine, datele se schimbă încă o dată și omul se răz răzgândește și tot așa se stră răzgândește. Pentru că viața noastră E ca o ecuație cu multe necunoscute. Și când necunoscutele sunt cunoscute de, sau devin cunoscute, rezultatul totdeauna schimbă. Și omul se răzgândește. Și mereu se răzgândește. Viața este plină de variabile. Lucruri care variază, care fluctuează, care nu sunt aceleași. Noi operăm cu multe necunoscute și multe variabile în viață multe lucruri se schimbă, asupra multor lucruri ne vom schimba părerea. Cuvântul pocăință, în limba greacă înseamnă metanoia, schimbarea minții, schimbarea gândirii, schimbarea părerii. Dar, în această zi, vreau să înțelegeți că pocăința, pocăința care îl conduce pe om la mântuire, Pocăința care duce la mântuire, pocăința care trece prin botez, nu e ceva care se mai schimbă încă. Nu te mai răzgândești. Da, ea înseamnă schimbarea minții, dar după ce ai trecut prin pasul acesta, nu mai revii, nu te mai răzgândești. Inevitabil, eu trebuie să îmi aduc aminte de Ziua botezului meu. Nu știu câți dintre voi cunoașteți sau vă aduceți aminte de ziua botezului. Am fost surprins. Mi-amintesc că prima dată când am intrat în Comitetul Bisericii a trebuit să. și asta cu mulți ani în urmă, lucram cu foarte mulți tineri, mulți oameni care au luat botezul și am observat că cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți, nu știau data botezului parcă, parcă era vara, parcă era iarna, parcă am înghețat puțin, parcă era cald, parcă era pe atunci, nici măcar anul nu știau unii, mi-am dat seama cât de, cât de important a fost ziua botezului pentru unii oameni. Eu aș vrea ca voi astăzi să țineți minte pentru toată viața data botezului vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. 6 noiembrie 2022. Da? Țineți minte? Și să trăiți această pocăință asupra acestei zile, asupra acestui pas, să nu vă mai pocăiți încă o dată, să nu vă pocăiți de pocăință. Cam asta este mesaj. Pocăința de care nu te mai pocăiești, nu te mai căiești, nu te mai răzgândești. Ce ai schimbat viața, ce ai schimbat inima, de aici dincolo nu mai există o răzgândire încă. Ce un pas care rămâne pentru toată viața. Dumnezeu să ne cuvinteze pe fiecare. Așadar, eu când mă gândesc la ziua botezului meu, 17 aprilie 1988, sunt peste 34 de ani de când am încheiat legământ cu Domnul, nu mă mai răzgândesc cu privire la ceea ce am afirmat atunci în apa botezului. Cred că Isus Hristos este Domnul. Și asupra acestui lucru nu mă voi răzgândi niciodată. Multe lucruri se vor schimba în viață. Asupra multor lucruri ne-am schimbat părerea. Cu privire la oameni îmi pot schimba părerea. Cu privire la multe aspecte din viață ne schimbăm părerea și e normal. Dar sunt adevărul imuabile, adică nu se pot mișca, nu, nu mai putem să ne schimbăm părerea despre ele. Isus Hristos este Domnul, El este același ieri, azi și în veci. A fost în 1988 și este și astăzi. Pocăința de care nu te pocăiești. Nu mă voi răzgândi niciodată. Am afirmat atunci în apa botezului că cred în Dumnezeu Tatăl, Creatorul, Tatăl meu și Tatăl nostru al tuturor. Și asupra acestui lucru nu mă voi răzgândi niciodată, pentru că El este și rămâne veșnic pe tron, slăvit să fie numele Lui. Am afirmat atunci că cred în Duhul Sfânt, Cel care botează, Cel care echipează, Cel care mângâie, Cel care ne va învia în ziua de apoi, Cel care ne va ridica la cer și nu mi-am schimbat părerea, nu mă voi răzgândi, o pocăință de care nu mă pocăiesc niciodată. Pentru că nu voi schimba părerea, crezul rămâne aceeași, credința a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. O credință biblică, o credință a Scripturii și astăzi, ca și atunci, pot să afirm aceleași lucruri, pentru că sunt adevăruri care nu se vor mai schimba și nu se vor schimba niciodată. O pocăință de care cineva nu se căiește niciodată. În al doilea rând, deci, botezul este decizia pe care nu o regreți niciodată. Pocăință înseamnă și regret. De fapt, Pavel acolo folosește termenul și face distinția asta. Pocăința de care cineva nu se căiește niciodată. Câți dintre voi regretați că v-ați botezat? E cineva care regretă? Cei care v-ați botezat, regretați? Vă pare rău că v-ați botezat? ați fi vrut să mai gustat și din alte plăceri, ați fi vrut să mai faceți și altceva și asta e, v-ați botezat. O pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pot asta să spun înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră, înaintea inimii mele, a vieții mele, că botezul pentru mine personal a fost un pas, a fost o decizie, pe care nu o regret niciodată. Nu îmi pare rău. Atâția colegi, atâția prieteni, atâția oameni au spus ai viața în față. Ai putea încă să te bucuri de viață, de parcă după botez, dacă îl pe Domnul, nu te poți bucura de viață. Pocăința este și căința, regret asupra lucrurilor din trecut și pot să spun că botezul este o decizie care nu poate aduce decât bucurie și satisfacție. Și m-aș dori pentru voi, dacă botezul vostru este autentic, dacă pocăința voastră este autentică, pocăința aceasta nu poate aduce decât împlinire, bucurie și fericire. Nu o veți regreta niciodată. În al treilea rând, botezul este lucrul pe care l-aș face acum? Dacă ar fi să dau timpul înapoi, dacă ar fi posibil o întoarcere din timp, dacă astăzi ar fi din nou 17 aprilie 1988, aș face exact același lucru. Știu că nu de mult am discutat la o căsătorie despre aspectul acesta, câți dintre voi, dacă ar fi să dați timpul înapoi, la ziua anunții voastre sau logodnei voastre sau a zile în care a cerut mâna soției sau soțul v -a cerut mâna sau ați decis să vă căsătoriți dacă ați alege aceeași persoană. Și mi-am dat seama din ceea ce am făcut că foarte puțini sunt cei care ar alege aceeași persoană. Acum spune, acum am altă minte, acum gândesc altfel. Eu pot să spun cu privire la botez, botezul autentic e un lucru pe care l-ai face și acum. Deci, Botezul este un pas asupra căruia nu mai răzgândesc, nu mai schimb părerea niciodată, nu mai există o altă schimbare. Știți, oamenii au, uh, uh, în lume de multe ori auzim expresia asta, s-a schimbat schimbarea. Lucrurile se schimbă și mâine se schimbă iarăși și poi mâine iarăși se schimbă și ajungem la vorba, s-a schimbat schimbarea și mereu se schimbă. Ei bine, pocăința este o schimbare care are loc o singură dată, o dată pentru totdeauna. Asta înseamnă botezul biblic. Nu mâine mai crezi altceva și iar te mai botez în numele nu știu cui sau pentru altă dogmă, pentru altă credință sau pentru nu știu ce. E o schimbare pentru totdeauna. Un pas asupra căruia nu mai revii, nu te mai răzgândești. Nu-ți mai schimbi părerea, Botezul este decizia pe care nu o regreți niciodată, nu-ți pare rău niciodată că te-ai botezat, nu-ți pare rău niciodată că i-ai dat inima ta, că i-ai dat viața ta Domnului Isus Hristos, că ai decis să-L slujești, că ai decis să-L urmezi. Mie personal nu îmi pare rău niciodată, nu îmi pare rău și nu regret niciodată faptul că m-am botezat, că m-am pocăit, că m-am întors la Domnul, că am dat viața mea Domnului, că am decis cu atâția ani în urmă, să-L slujesc pe Domnul. Nu regret nicio clipă. Nu există nici măcar un, un minim, o frântură de, de, regret, de părere de rău, că m-am pocăit. Pocăința de care nu te căiești niciodată. Botezul este lucru pe care l-aș face, dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face exact același lucru. Indiferent de cum au fost lucrurile până acum, și indiferent de ce s-ar întâmpla și de aici încolo, acesta ar fi lucrul pe care, în mod sigur, în mod cert, l-aș face. Uitându-mă peste mine, uitându-mă la viața mea, uitându-mă peste eh, anii trecuți, l-aș face acest pas din nou, dacă ar fi să dau timpul înapoi, fără, fără doar și poate, cum zic românii. Uitându-mă la colegii mei, la prietenii mei, uitându-mă la cei din generația mea, parcă aș fi mai determinat astăzi, parcă mai hotărât aș fi pentru că văd diferența. Văd diferența. Știu că sunt aici oameni care sunt tineri, care spun mai aștept. Sunt oameni care spun l face, dar mai târziu. Știu că sunt oameni care spun uh, și au închis viața. Noi mai avem încă timp să ne distrăm, de parcă dacă nu te botezi ai dreptul să te distrezi și să faci ce vrei. Aș vrea să, să înțelegem că Dumnezeu se așteaptă de la noi și astăzi a deschis o ușă pe care o numește pocăința, și astăzi Dumnezeu ține încă deschis această ușă a harului numită pocăința și vrea ca această pocăință să fie una care să ducă la mântuire. Pocăința care duce la mântuire. O pocăință de care cineva nu se căiește niciodată. Pocăința de care nu te pocăiești. Nu ți pare rău. Nu te mai răzgândești. Nu mai schimbi încă o dată. Nu mai dai pe altceva. Pocăința pe care nu o regreți niciodată. Nu-ți pare rău de ea. Pocăința pe care, dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai face oricând, ai face oricând pasul acesta. Oricând, dacă ar fi posibil, ai spune, aș face asta, n-aș avea nicio ezitare, n-am niciun regret. N-am niciun un gând schimbat în privința aceasta. De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să se atingă de toți cei care au nevoie astăzi de pocăința aceasta. Pocăința care duce la mântuire. Pocăința care e necesară botezului în apă. Cei care s-au botezat. Puneți-vă astăzi întrebarea. V-ați răzgândit? Vreau în încheiere să vă spun ceva, există un pasaj foarte dificil, foarte complicat, este unul dintre cele mai complicate și mai dificile, lăsăm Apocalipsa și celelalte, dar lucruri care țin de noi de viața practică. Evrei 6 vorbește despre unii oameni care au gustat puterile viaului viitor, care au avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu, dar care apoi s-au pocăit de pocăința lor, s-a reîntors, cum spunea Pavel, precum câinile la ceea ce a vomitat și pentru ei, spunea el, nu mai este nicio șansă, pentru că ar trebui să, să fie răstignit Iisus Hristos a doua oară. De aceea botezul, pocăința este ceva care trebuie făcut odată pentru totdeauna. Nu te mai poți întoarce, nu te mai poți răzgândi. Sunt oameni care au ajuns la actul acesta al renegării lui Iisus Hristos. Și pocăința trebuie să fie pasul de care să nu-ți pară rău niciodată, asupra căruia să nu te mai răzgândești niciodată. Să fie acel lucru pe care l-ai face oricând, dacă ar fi să dai timpul înapoi, prin reducere la absurd. Adică să nu spui, asta e, am fost, ci să fii plin de bucurie, să nu regresi niciodată, să fii plin de încredere că ceea ce ai făcut, ai făcut bine. De aceea, pentru noi, botezul nu e un act, un ritual, un act liturgic, un, un ritual de care e nevoie, pe care îl facem ca așa fac toți, urmează căsătoria și atunci e nevoie de asta. Ce trebuie să fie un pas autentic, trebuie să fie un lucru de o valoare deosebită, pocăința care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Aș dori din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care s-au botezat. Să se gândească astăzi dacă într-adevăr pocăința aceea de un an, de 10, de 20, de 30, de 50 de ani în urmă, este într-adevăr o pocăință care duce la mântuire și de care nu se căiesc niciodată, nu le pare rău niciodată, nu regretă niciodată ceea ce au făcut. Aș vrea cei care se botează astăzi să aibă în viața lor, să aibă în inima lor, să aibă în sufletul lor acea schimbare autentică, să nu mai fie nevoie de o altă schimbare. Să fie într-adevăr schimbarea care nu mai trebuie schimbată niciodată. Să fie într-adevăr schimbarea pe care să nu o regretați niciodată. Să fie schimbarea pe care câte zile veți trăi, să puteți fi siguri că e cea mai bună și că nu mai e nevoie de nimic altceva și că ați face oricând, dacă ar fi posibil asta. Asta înseamnă pocăința adevărată. Acesta înseamnă botezul adevărat. Lucrul asupra căruia nu te mai răzgândești, lucrul pe care nu-l regreți, lucrul pe care l-ai face oricând, dacă, dacă ar fi posibil. Asta înseamnă botezul adevărat. De aceea și astăzi, cei care nu s-au botezat încă, puneți-vă întrebările acestea. Întrebați-vă dacă aveți și voi pocăința care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Amin.